E bun drumul spre Cluj sau sunt hârtoape? Cam frig afară. Da? Da. Ce faci? Când ai plecat? Dimineața. Dimineața, da? De ce ai totuși să mergi cu mașina? Că totuși e drum lung, Adi, sau n-ai găsit avion? Nu, am multe de luat cu mine și mă ușor. Mă auzi sau erai prea nerăbdător? Da, nu neapărat. Bineînțeles că acum mă duc și o să am o discuție, mă văd cu Neluțu mai târziu, dar avem multe de luat, adică nu faci deplasarea așa simplu, doar cu, să spun așa, cu un bagaj de care... Ai plecat cu tirul după tine, cum să zice. Da, avem. Pune-ne puțin cum au fost negocierile și ce înseamnă pentru tine mutarea asta spectaculoasă la CFR, pentru că noi asta discutăm aici, CFR-ul chiar a dat o lovitură cu tine. Tu ești și nume și antrenor și cam tot, știi cum e, și PR și magnet de sponsor și magnet de jucători. M-ai înțeles? Adică chiar mi se pare că e un tandem care poate să fie puternic. Povestește-mi așa puțin cum au fost negocierile, când te-a sunat Neluțu? Aseară sau când? Da, aseară, am fost sunat. Da, negocierile au fost simple, nu au durat foarte mult. Cât au durat? Nu știu, foarte puțin, 5 minute. Așa? Vreo 4 ani, pentru în 2019. Pentru că nu e prima oară când discutăm de astfel de lucruri, iar... aplicat într-un moment în care eu sunt liber și bineînțeles că îmi și doream să ajung la o astfel de echipă, exact cum o declarasem într-o emisiune cu o săptămână înainte. Sincer, n-ai început să te gândești când a dat gol Botoșariu? Nu, că mă gândeam că o să egaleze și o să câștige ce pare. Adică a fost o surpriză, într-adevăr a fost o surpriză pentru era CFR-ul la Botoșariu. Da, e clar. E adevărat că ați avut încă 2-3 discuții în ultimii ani cu Neluțu sau au fost speculații ale presei? Nu, au fost discuții. Niciodată așa de cum crezi că aceasta, că de fapt. Dar și a tatonări, mai ales că sunt și prieteni, au fost de-a lungul anilor. Și am chiar vorbeam că într-o zi o să lucrăm împreună și uite, mă bucur că se întâmplă. E și greu, Adrian, adică e bine că te duci la CFR, dar e emisiune grea, nu e simplă povestea. Bineînțeles, acest pas îl fac știind responsabilitatea de care mă încarcă această alegere. Bineînțeles că sunt bucuros, dar în același timp și super concentrat, pentru că CFR e o echipă mare, cea mai titrată din ultimii ani și știm și foarte bine ce pretenții sunt, așa că nu... Asta nu e o noutate. E că nu o să fie simplu. Punctele, diferența, mai ales dacă, nu știu, vedem ce va fi diseară, dar dacă FCSB-ul bate, diferența, cum să spun, se mărește. Bun, tu ești obișnuit cu presiunea, dar nu te duci într-un moment simplu deloc. Mi se pare un moment complicat, de mare provocare pentru tine. Așa este, da. Dar acum s-a evit ocazia. În fotbal, la astfel de echipe, va exista tot timpul presiune, pentru că ești obligat. Noi, CFR-ul, ca și celelalte echipe care se luptă pentru titlu, au decât o opțiune și anume aceea de a câștiga fiecare meci, așa că nu are rost să vorbim despre altceva. Știu la ce mă am și nu e niciun fel de problemă. Astea sunt experiențele pe care le-am căutat, pe care am, atunci m-am apucat de antrenorat, le-am dorit și de că se întâmplă. Important e pentru mine să fie totul bine, mă gândesc că acum nu știu că n-am fost niciodată, dar ce știu, avem condiții, avem tot, avem lot, adică treabă și spațiu și tot avem să facem treabă bună, așa că asta vreau să-l tot.